Peste 120 de șahiști au luat parte săptămâna trecută la Cupa Snagov. Evenimentul a făcut parte din proiectul național Șah în școală. Competiția a avut loc la școala gimnazială Constantin Băicoianu din Tâncăbești. În deschiderea evenimentului, primarul Snagovului Anghel Mihai și Ion Șerban Dobronăuțeanu, fostul președinte al Federației Române de Șah, au făcut prima mutare simbolică în prezența gazdei Mihaela Leuștean. Această întrevedere, denumită Cupa Snagov, a fost organizată în memoria lui Liviu Dobronăuțeanu, cu scopul de a-i aduce un omagiu. Peste 120 de sportivi s-au înscris și au participat în cele 7 turnee distincte.